Bună, numele meu este Cristi și astăzi voi face primul meu episod de gaming. Mai mă cheamă Iliescu Cristian Andrei, bine, acesta e numele meu de familie și cu cel mai bun prenume ale mele. Să jucăm Minecraft astăzi, pe single player, să facem un nume. Și noi un pic ecranul, vezi? Bine. Sunt din Pitești. O să apuc și de un canal de vlogging, dar mai târziu. Acum fac de gaming. În câteva zile, săptămâni, nu știu, o să pun și camera să mă filmeze, dar astăzi fiind primul episod din gaming, nu am pus-o. Încarcă-te, lume, încarcă-te, încarcă-te, te rog. Încarcă-te, încarcă-te, te rog. Haide, mai repede. Încarcă... Gata! Nu. S-a încărcat lumea. M-a sunat un pic telefon, scuzați. Da? Da? Da, da, hai, Alex? Sunt în timp, acum filmez. Filmez acum. La Minecraft. Da. Da, verișoara mea. I-am spus că fac un canal de gaming și e nevoie de să mă sune, să vadă ce fac. Trebuie să luăm copacei, copacei. Trec eu de voi. Nu-mi vreau de tine nisipule. Că tu nu ești cu lemnule. Oh my god. Ce ești? Sunt nervoasă.
M-am uitat la cum vedea acasă, casa. A, gata! Floricele pe câmp. Cine a venit la mintea asta? Să dăm și mintea la orul următoare. Astăzi facem căsuța. Are tare pregătit la maxim. Să cum e. Sonorile. Te rog, dă-te. Ești la maxim, da. Dar în cel mai rău caz să nu mai meargă. Ba nu se va întâmpla asta. Am spart destul, sper. E, trebuie decât o casă mică. Ce? Mâine este prima mea zi de francezo. Și mie un pic teamă de franceză. Nu știu niciun cuvânt de gri. Care nici nu știu să traduc. Fac vloguri. Gaming. Gaming. Se aude vocea ta? Da? Cum să nu se audă? Nu las pentru mai devreme. O să mă iei cum. E mică, nu e foarte mică. E o casă mică. Să mi-e răspuns în timp și în timp. Da. Fac din lemn. Fac din suprafață. Lumea asta. Că pot intra pe game bună. Da, pot intra pe game bună. O să fac o lume și care o să joc survival. Da. Bine, mod. Am nevoie neapărat de o căsuță și n-am timp să o fac. Așa că trebuie să o fac neapărat acum. E în mod 1. Nu? Sper. 1 să fie. Astăzi nu avem. De ce? Mă întreb. Da. De când e mafer. Nu contează. Facem ce putem. Vedeți câți copaci frumoși avem în jur. Thank you.
să învăț să fac YouTube. Iau, dar am nevoie de natură, te rog, dă-mi mie. Mult am nevoie. Trebuie să fac o casuță. O garsonierică. Fără... S-a dăvat? S-a dăvat. Bine. S-a aproape, oh my god. Nu vreau. M-am rătăcit în pădurea de asta. Să merge să punem, că nu mai voi cum vine din căsuța. E așa ascunsă, din pădure, că nu vă găsesc. Ce pot ascunsă? Dar mi-e place de mică. N-am până, n-am multe să fac în ea. Pleacă de aici. Dacă nu, vezi tu. Mai vreo. Dacă a vrut, aș fi primit. Și vezi că eu am garsonieră. Asta e pentru verișorul meu. Să zic că se ferește de acest cuvânt. Manele. E pentru verișorul meu, am zis acest cuvânt, că îmi place foarte mult acest cuvânt, că îmi plăcește. Glumea, de asta am făcut-o. Deci cum am venit la urechița că face mereu. Glumea, nu-i plac manevele, dar am zis ceva. E o minciună ce-am zis. Nu luați în serios. Evident, nu e venișor. Sunt frate. Pe unul cheamă, pe ce, adică pe cel mic îl cheamă Andrei, iar pe cel mare îl cheamă Alex. Alex și Andrei. Verișorii mei mici și dragi. Eu nu am frate sau soare, de aceea îi consider pe ei ca frații sau sororile. Sunt mai sus decât și am terminat. Nu contează mai bine. Căsuța e mare, dar trebuie să fie și luminoasă, nu? Nu știu dacă nu sunt lumina. Vedeți, am
în piscină. Ce vreau să vă spun e că verișorul meu, Alex, se va apuca și el de gaming în vacanța de toamnă, din noi. Am făcut destul. Ce să-l punem? Cu trei căsuță. Am făcut mai devreme că nu aveam răbdare ca să fac episodul acesta. Pagina de Facebook nu este gata. Să vă spun imediat ce o fac. Da, m-ați înțeles, nu? Sper. Am survival și mă pregătesc să închei acest episod drag. Am greșit. Acest episod care mi-a plăcut să-l filmez alte de voi, care m-a ajutat chiar foarte mult. Dacă v-a plăcut primul meu episod, dar nu uitați că primul, de aceea e curățel, nu uitați să dați un like. Ați înțeles? Și ne vedem într-o zi a săptămânii, nu știu când. V-am spus când am timpul să fac. Vinerea de obicei cred că o să fac, o să-i fac 4. Și cam atâta. Mai vedem ce mai facem. Cam atât cu acest episod și vă spun goodbye.